Ei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de San, fraților, pe serverul Blue Baguette, ca de obicei. Ce ziceam eu, fraților, am două subiecte, unul din viața reală care este destul de fain și unul mai tot, e unul de vot aici care o să vă las pe voi să votați. Ceva, în primul rând o să discutăm pe la legat de Sam, pentru că viața reală trebuie să o lăsăm mai golo un pic deocamdată. Păi, votați și voi pe ce server ați vrea să jucăm. Eu aș aplica News Reporters. Am aici, cred că, aplicația deschisă. N-am 30 de ore în ultimele 60 de zile, mă scuzați, nu pot să aplic. Aș juca pe Blue, aș, nu știu, frate. Da, încerc să fac și eu vreo level 40, să filmăm în continuare pe serverul nostru Blue, dar nu știu dacă vă plictisește cu facțiune sau fără facțiune, nu știu, ziceți-mi în comentarii dacă vă plac episoadele fără facțiune, să fim noi civili, să fim băieți, GJ, să jucăm, să ne distrăm, paint, chestii, sau vă ar place să fim într-o facțiune, aș intra în News Reporters, nu că-i plictisitoare sau ceva, dar avem ce să facem acolo. Sau nu știu ce și voi în comentarii. Și al doilea rând, să discutăm asta. Asta nu e subiect, e pur și simplu o fază care mi se întâmplă mie în viața reală. Ați să turăm mașina. Aici doar o reparăm, nevermind. Slash GPS. Merem la paintball un pic, să ne mai antrenăm, că n-am mai jucat de ieri paintball. Bă, nu știu, m-a atras foarte mult paintball-ul. Nu-mi prea plăcea Sampu, dar m-a atras foarte, foarte mult paintball-ul. Adică, mai pentru asta joc Sampu acum. Pe serverul ăsta, că pe alte servere joc de fan, de să mi intru în facțiune ceva, dar pe serverul ăsta, sincer, joc Sam doar pentru paintball. Și pentru că am prieteni, am mașină, am bani mulți, deci nu e faza de aia, dar, da. Hai să vezi faza asta din viața de la parcă mașina aici, sper să nu stă mai mult de jumătate de oră, dar bine, nu o să stăm, că filmez doar episodul ăsta pe end și după aia mai facem și alte chestii. Așa, deci, la ora de chimie, practic, dacă vorbim să facem prostii sau alea, ne dă test. Și eu, cum am o clasă de copii GJ, practic, lasă-mă, fă-mi pace. Aoleo, noi și cum suntem o clasă de copii GJ, da, vorbim, îți dai seama, da? Cum, frate, da. Și prima dată gen intrăm noi la oră și ora trecută gen noi scrie de test. Pentru că am vorbit toți, nu doar eu, deci nu mă faceți copil Gigel. Am vorbit toți. Adică bine, toți, dacă vorbește unul, se pune că toată clasa a vorbit. Ok. Deci zice că ne dă test. Eu am învățat cât de cât, dar majoritatea timpului o uitat de test, așa că n-am învățat detalii. Am învățat ce era, inițial. Și stau eu liniștit, frate, și astăzi am avut chimie. Și vine profa și ne salută, bine, zicem bună ziua, logic, doar noi intrăm în clasă și gata, începem lecția, zicem bună ziua și alea, mă rog, intră în clasă și ce să zic eu, frate, o salutăm și alea, spune la birou. La catedră, la birou, what the fuck, ne pune la catedră și, se uită la noi, zice dacă ne întreba dacă ne-am făcut tema și chestii de genul, da, am făcut-o. După aia au trecut vreo 10 minute, am găsut, bă, cu aia, asta a uitat. Deci a uitat de test, e cel mai fericit copil din lume, că știam că n-am învățat, nu știu. După aia, peste vreo 10 minute, zice, scoate-ți o foaie de hârtie. În acel moment, practic, eram rip, iau nota 4, s-au dus toate speranțele mele. După aia începe destul, n-am știut aproape nimic, pentru că ne-au dat din chestii care n-am prea învățat eu acasă, am învățat mai mult la cateringă. Deci, după aia termină un coleg care învață destul de bine și îi pune foaia pe față pe catedră și o să în prima bancă, ca să știți. Deci, i-o pus fișa pe față pe catedră. Și face zic chestia asta, ce să poți să copiezi așa gratis. Am copiat de la el. N-am ținut cont de chestia asta și acum să vedem rezultatele. Dar învață bine, nu au prea luat note mici. Așa că, practic, nu trebuie să ne stresăm. Au fost destul lazy, părerea mea. Pentru că, Renko! Ce se întâmplă chestii de genul viața reală, e bine. Chestii de astea de noroc. Ai pișat-o.
El mă vede, eu nu-l văd. Wow, eu, el mă vede, eu nu-l văd, ce căcacu ai. Am bucurat, vă dați seama că nu puteam să viu trez, că n-am învățat când mi-au dat free copy. Acum, a fost destul de șmecheră, frate, faza, adică... Pentru mine a fost cea mai șmecheră fază care a putut să mi se întâmple vreodată la școală. Sincer. Da. O, rank. Da, băiatul cu rank. Cât am? 10 kg. Ah. Se vedea. Da, deja se acuză unul pe altul. A, vine cutter. Mamă, la de 26. Da. Să nu pice aceeași mapă, că nu-mi place mapa asta, sincer. Paintball starting, hai să vedem. Ce mapă? Ia, uai, tot asta, tot tersimă, probabil. Uam, ăștia. Eu nu stiu Lido, nu stiu Lido, băgat să ai... Ai un nas. Oaaaaai, mai avea un hit, băci! Căcat, coaieci, căcat, stai că-mi iau asta. Nici nu pot să-l văd pe șamaș pe fața lui de sclav. Azi, mă. Ok, aici s-a spișat. Ai, ce sclav. Unde trage, bă, coaie. Nu văd nici jumătate din el și el mă omoară în pizda, mă. A, uite-l, iară. Aaa! Pornit alarma la 1, mă, în fața blocului. Ce căcat, ia, uite-l, că l-am văzut. What? Tu-s neamul mătic, cu aia mai 2 din 2 le dau, futule. Aoleo, bă, bă! Hai, bă, tu-s neamul mătic. Așa, vedere. Nu pot să-l văd! Ce se răstogolește, nebun? Stai așa. Ai fătus neam. Gat. Uite, mă, s-a spawnat fixus acum, ia, să e aici. Uite-l, asta. Nu pot să sar. Deci nu pot să sar. Uite-le, uite-le, uite-le.
ce idiot, doamne, ce idiot, doamne. Ce idiot. S-a luat boss. 7 kill-uri. No. Ah, mă, bă, cum îmi apare doar capul meu? Că scurie astea. Mă duc, că scurie să mă duc eu acolo. O fi cutie ceva pe care să stea. Ia. No. Ia. Nu are eu nimic. Ah. E pe chestia aia, mă, și poate să stea. Au, uite-l, mă, pe Kinga la ce dă. Dă bine, ia, uite-l, mă, pe pișat. Ia-o. Da. Asta e episodul numărul 80, fraților! Ne apucăm, ne apropiem, nu ne apucăm de nimic. Ne apropiem foarte rapid de episodul cu numărul 100. Sper că, da, cred că o să facem episodul cel mai probabil de o oră, că aia e singura idee de la SWAT Attack. N-am nicio idee, rest, sincer, chiar n-am, nu, și dați-vă o idee, dacă nu vreți să copiez de la alt YouTuber, dați și voi, vă rog, idee, să se întâmplă. Ați și voi de ce să fac de episodul 100. De unde trage? A, era sus, mă. Și-o lua și o grenadă și în bot și nu mori, mă. Măi, nu, aici. Eu răs pe băieții ăștia asta. Uite-l. Bă, coaie, mi-a dat 2 din 2 deja. Futu-ți morții, măti, mă. Serios. Și pentru cei care sunt interesanți, aș cumpăra o mașină ceva, dar de preferabil nu mulți kilometri, dar o iau mai, vreau să iau mai ieftin decât în dealership, deci pentru că sunt prietenul vostru foarte bun. Să ce și voi ofertă de măcar 500k. Și la giveaway poate câștigați, da. O să vă pun gen ca un fel de aș. Pentru cei care oferă donații mai mari de un caca pe Blue, o să vă pun ca un fel de donator, știți, adică o să, bă, o să explic în episodul viitor. Oh, world map. Gata. Bă, să fac ceva cu donatori, gen, și o să arate acolo cum ar veni sus. Știți la ce mă refer? Sus. Sau undeva pe aici, gen, prin lateral, o să arate donatorii care mi-au donat, ultimii 5 care mi-au donat, știi? Și o să arate un caca, doi caca, bine, ăia care au și un caca care au donat, tot tipul, pentru că au donat și și-au dat. Dar, bine, acum donează unul 10 dolari, gata, frate, îl pun la donați. Nu merge chiar așa. Și na. Am zis și eu să... Ai, fătuți. Ripos. Se rezolvă. Și m-am zis, frate, și mă întrebați, nu știu cum, frate, de ce mai joci, mă, jocul ăsta, ne? Jocul vechi. Bă, ăsta cu ăsta am început canalul și na. Cu ăsta am început canalul. Adică, primul episod de pe canal Samp. Primele 15 episoade de pe canal Samp. Primele 30 episoade de pe canal Samp. Deci, da, după aia, după 34 de episoade de Samp am început să folosesc și alte jocuri, după m-am lăsat de Samp și acum ai, frate, ai, Samp e primul joc de pe canal, hai să menținem tradiția. Și acum am început seria asta zilnică de Samp și sper să fie zilnică de acum încolo. Pentru că, na,
zilnic, adică, na, zilnic, nu cum am postat eu până acum, bine, o să, am zis, o să, ce-am spus, să scuze zilnic pot. Aolea. Bă, lăsați-mă, bă, nu amândoi pe mine, pișaților. Oh! Ho 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 ho. Ah, dacă l-am și pe la mamă, să moară beta. Mai vin apoi cu tu pe o fraieră. Ai, m-am încercat să fac câteva șmecherii, mă. Da, aparem pe seamnă, iese asta un pic. Aoleu, nu! Nu, nu! Nu, din greșeală, fac! Oh, mamma mia, pizzeria! Te-ai just... te-am popat. Am cupa, boss. Acum e ceva de genul la mine, road to tested in vigor, pentru că știa. Mă fac hacker, lol. Ok, chiar accept, aștept testele in vigor. Că, na, pa, n-ai vrea mai nici mai joc pe blue. Dar, îți curios așa, vreau să iau și eu, vreau să iau la mari teste. Nu cred că mă afectează dacă vreau să intru gen într-un gang sau ceva după aia. Că n-are legătură dacă ai fost luat la tested in vigor. Hai. Da, zic așa, ca idee. Leave paint. Paint. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Sam. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal pentru mai multe episoade în continuare, logic, pentru că nu pentru puține episoade în continuare. Cred că mi s-a dus mașina, dar mi s-a dus. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye.